Măgarul și calul. Un om avea un măgar și un cal și încărcă pe amândoi cu unelte și cu altele și așa pornindu-i la drum. Stăpânul mergea în urma lor. De la o vreme, măgarul, simțindu-se prea împovărat, zise către cal: „Ia-mi, te rog, ceva din spinare, de mă mai ușurează puțin.” Dar calul, nevrând să-l ajute deloc, bietul măgar mai merse cât mai merse și deodată căzu jos, mort, sub greutatea poverii lui. Atunci stăpânul luă și puse pe cal toată sarcina ce o dusese măgarul. Iar calul mergea acum pe drum și plângea zicând: „O, nemernicul de mine, căci nu vrusei să iau puțină povară de pe tovarușul meu. El muri din pricina asta, iar eu trebuie să duc acum și povara lui toată, ba încă îmi pusese în spinare și pielea lui.” Învățătură. Se cuvine ca cei ce pot să ajute să sprijine pe cei neputincioși, pentru că și lor să le fie bine și spre folos.